Permisul de conducere, pașaportul și alte documente vor fi disponibile pe telefonul mobil datorită aplicației Evo, care în prezent este în curs de elaborare, a anunțat secretarul de stat de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Mihail Lupașcu. Potrivit acestui, aplicația urmează să fie lansată până la sfârșitul acestui an. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării are scopul de a crea un viitor complet digital. În prezent avem peste 44% de servicii digitale pentru antreprenori și 34% disponibile pentru cetățeni, iar până la finele anului viitor ne propunem să avem 75% de servicii disponibile pentru antreprenori în format digital. Însă obiectivul final este să creăm un viitor complet digital unde toate serviciile să fie disponibile în format electronic. Interacțiunea cetățenilor cu statul trebuie să fie complet digitală, iar acest lucru va fi posibil odată cu lansarea aplicației mobile Evo, la care lucrăm la acest moment. Această aplicație va permite fiecare cetățean să dețină o identitate digitală și să interacționeze simplu și comod cu serviciile publice prestate de stat. Transformarea digitală presupune și anumite cerințe privind securitatea cibernetică. Un pas important în această direcție este crearea unei agenții naționale responsabile de acest domeniu. Prin această instituție ne propunem să creștem nivelul de protecție față de amenințări cibernetice. La moment se lucrează activ la primele versiuni care o să fie de testare într-un mediu limitat. În următoarele luni urmează să fie disponibilă, însă pentru publicul larg, lansarea publică urmează să fie făcută spre sfârșitul anului. În primă instanță o să avem identitate digitală, adică permisul de conducere, pașaportul, buletinul disponibil pe telefon, ceea ce va permite să utilizăm aceste documente fără a necesita purtarea documentelor în format hârtie cu noi. De asemenea, va fi un modul de plăți pentru toate plățile guvernamentale disponibile în această aplicație și multe alte funcționalități care urmează să fie adăugate pe parcurs. Secretarul de stat a mai subliniat că aplicația mobilă va fi disponibilă pe teritoriul Republicii Moldova, iar prin intermediul acesteia, cetățenii vor putea să achite și serviciile publice. Demnitarul a mai precizat că o asemenea aplicație este utilizată cu succes în Ucraina.